Ne-am întors, oameni buni, în direct. Care e știrea, Teddy? Zi-mi și mie. Că eram pe telefoane și am pierdut firul. Ia uite, bă, frate, 130 de milioane de euro tichete de masă. Asta e știrea, nu, Teddy? Ha? Da, bă, frate, știre de știre, bă, Teddy. Ascultați-mă, stimați telespectatori. Știrea este așa. Guvernul României încearcă să pună în operă un ajutor social în vreme de răstriște, în vreme de pandemie. Sună propagandistic ce spun, dar este pe bune. Am obosit de știri negative. Hai să o vedem și pe aia pozitivă. Știrea este așa. Ești bătrân, mă rog, ești la vârsta de a treia. Ai peste 75 de ani și o pensie penibilă de sub 700 de lei. Sub 704 lei. Este o tragedie. Nu-ți ajung banii nici de gaze, nici de medicamente, nici de mâncare. Ori. Și atunci am crezut eu în naivitatea mea că știrea să leagă de Violeta Alexandru. Am sunat-o. Femeia, în mod corect, ne-a spus, bă, aș intra. Dar nu e felia mea și e păcat de Dumnezeu, pentru că e un coleg de-al meu de cabinet, din guvernul Orban, care chiar se ocupă de această problemă. Bună ziua, domnule ministru! Alo? Ne aude, domnul ministru? Noi vă auzim abia acum, vă auzi și eu, domnul Boloș. Mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc că ați acceptat-o. Marcel Boloș este ministrul fondurilor europene, asta știe toată lumea. Ce nu știți este că această poveste, care pare a fi o poveste legată direct de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, nu. Este un proiect, este un program care are la bază bani europeni. Eu n-am să știu ce să vă întreb, domnule ministru, fapt pentru care spuneți dumneavoastră ce considerați, dar să nu fie așa, cum să zic, patriotard și electoral. Să meargă la sufletul oamenilor, în sensul în care să-i informați corect și complet despre ce anume este vorba. Fondurile acestea europene, din care încercăm să acordăm această facilitate pentru persoanele vârstnice, sprijină tocmai pe cei care sunt în dificultate, respectiv pe cei care sunt în dificultate din punct de vedere material și alimentar. Și atunci inițiativa noastră a fost aceea de a sprijini persoanele vârstnice, deci cei în vârstă de peste 75 de ani, oameni care au ajuns la această vârstă și care au pensia aceea mică pe care ați menționat-o, de 700 de lei, care au un trai destul de dificil, iar pentru această categorie de persoană am gândit acest voucher în limita a 180 de lei pe lună, în baza căreia pot să servească masa caldă, o masă caldă la restaurantele domnul ministru. Și cantinele care sunt în rețeaua celor care emit aceste vouchere. Domnul ministru, profit de faptul că pe ecran este și materialul care sintetizează proiectul acesta. Înainte de a discuta despre material, să-l salut și pe fostul ministru al muncii. Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua! Da, domnul Budăi, ca de obicei, ne este alături când sunt lucrurile importante de discutat. Imediat, vreau să vă întreb ceva, îl întreb acum pe ministrul fondurilor europene, pe domnul Boloș. Domnul ministru, pe ecran scrie așa, la punctul 2, sub formă de tichete electronice. Da. Ați luat în calcul că sunt bătrânii care au 4 clase, 6 clase, 7 clase și nu o să se dă... Tichetul acesta electronic este foarte simplu de utilizat, nu presupune nici utilizarea codului PIN, este un card pe care îl recunoaște terminalul restaurantului sau a cantinei. Domnul ministru, de unde sunteți de fel? Iertați-mă, domnul Boloș. Din Oradea. Oradea, tot Bihorul este minunat. Vreți să vă dau eu numele vreunei comune necăjite mai sub munte în Bihor, unde bătrânii se vor uita cam muta la barieră la aceste carduri electronice, deci că nu o să știe... Am luat în calcul utilizarea cardurilor și este forma cea mai simplă în care doar trebuie să aibă cardul la dumnealor și să-l prezinte acolo la restaurant și cititorul de card... cel care ia sumă de pe card și am înțeles. Rezolvă totul foarte, la nivel foarte simplu. Am înțeles. Acum, a doua întrebare este așa, legată de ultimul punct de pe ecran. Tichetele se vor ridica de la primărie, împreună cu nu știu ce. Bă, de la primărie. Ideea, oameni buni, este așa. Domnul Budăi, care va fi în direct cu noi, și, adică care va vorbi imediat cu noi, are vreo 2000 de primari. Domnul Boloș are vreo 1000 de primari. Am dat și eu
eu, cifre, mă rog, nu e chiar așa, dar pe aici. Întrebare, ați luat în calcul să nu se joace primarii electoral vorbind cu aceste etichete în sensul să zic că, bă, nu v-a dat, mă, guvernul nimic fraierilor, v-am dat eu de la primărie? Pe etichetele acestea este imprimat emblema Guvernului României și a Comisiei Europene fiind o cerință pe care îl are programul operațional și fondurile europene în general, așa încât emitentul și elementele acestea de identitate pe care vi le-am menționat nu cred că vor crea dubii pentru cei care sunt beneficiarii acestor tichete electronice, vouchere sau carduri, cum le spunem noi. Ultima întrebare, domnule ministru, și apoi merg la domnul Budăi. Valoarea lunară este de aproape 2 milioane de lei vechi, 180, 1.800.000. Întrebare, când intră în vigoare? De când va putea să mănânce un bătrân de peste 75 de ani cu pensie? Noi urmează să parcurgem procedura de selectare pentru... Am înțeles! Întrebarea... Da, domnul Boloș, întrebarea mea rămâne... 1 noiembrie. Când? 1 noiembrie. 1 noiembrie, data estimativă. Prima lună de servire a mesei calde și să putem duce procedura la bun sfârșit. Foarte tare! Domnul Budăi! Ordonanța fiind publicată în Monitor oficial, deci produce efecte juridice. Apropo, iertați-mă, domnul ministru, câți bani vin de la Europa și când câți de la noi, de la guvern? 130 de milioane de euro. Statul român pe acest program operațional nu are cofinanțare. Ah, bravo, sunt bani europeni. Domnul ministru Budăi. Bună ziua! Ce vi se pare în regulă? Ce aveți de cârcotit? Ce aveți de criticat? Sau ce vi se pare bine pentru popor în ceea ce este pe ecran acum? Îl salut și pe domnul ministru, nu mai știu cine mai este, și pe toți în dezbatere și pe toți cei care ne urmăresc la această oră. Nu e vorba de cârcotit, domnul... Nu, era o întrebare răutăcioasă, pentru că... Mă știți, domnul Tudor Babu, cred că mă știți foarte păi bine. Păi de-aia mi-am permis eu vă spun în felul următor. Dacă domnul ministru poate să ne spună pentru câte persoane se adresează această măsură, ar fi foarte pentru interesant. Pentru 300.000 de beneficiari este estimată măsura și... Fals, domnul ministru, opriți-vă, vă rog frumos un pic. De dragul dialogului, nu de dragul criticii. Că în România 134.000 de pensionari peste 75 de ani sunt cei care încasează pensia minimă. Asta, dacă nu v-a spus o colega dumneavoastră din cabinet, este foarte grav. Vă spun eu. Verificați această cifră. 1. 2. Poate reușiți și transformați aceste etichete în etichete pentru alimente. Și vă spun și de ce. Marea majoritate a pensionarilor de peste 75 de ani care încasează această pensie minimă cunoscută în popor este din mediul rural. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că în fiecare comună, sat, există restaurant care să poată merge bătrânii noștri să consume și să stea la masă și într-o zi de crivăț de iarnă, că programul a spus că începe în noiembrie, de minus 20 de grade le scoatem din casă, eu vă spun că acest program va fi inoperabil. Deci, cu tot respectul, vă rog, nu critic măsura, intenția poate fi nobilă, dar intenția aceasta nu trebuie cumva să fie complementară legii pensiilor, nu cu acest lucru cabinetul Orban să se scoate. Marius, stai așa puțin ca să înțeleg. Marius, dacă îmi dați voie... Da, imediat, domnul Boloș, imediat. Vreau eu să lămuresc un pic, însă o salut și pe Ioana Constantin, reprezentanta PMP-ului, să rămână Ioana. Bun găsit, eu vreau să întreb așa, Marius, tu ai spus un lucru care mie mi se pare extrem de interesant și poate chiar și foarte util. Ca acest program să poată fi folosit, banii respectiv cardul, să se cumpere făină, ulei, zahăr, adică exact. Alimente, asta zici tu? Altfel este inoperabil. Am înțeles. Păi gândiți-vă, domnul Tudor Barba, cunoașteți foarte bine. Da. Da, bineînțeles, domnul Boloș, vă ascult punctul de vedere. Da. Deci, întâi de toate, noi, pe lângă rețeaua de restaurante și aspectul acesta cu spațiul rural, este într-adevăr real. Deci noi mai avem 1000 de asistenți sociali pe care îi finanțăm în cadrul unui alt proiect cu asigurarea fondurilor europene din programul operațional Capital Uman, iar acești asistenți sociali, printre altele, au sarcina ca să ducă mâncarea la domiciliu dacă suntem în astfel de situații în care vor fi și cu siguranță vor fi
beneficiari care nu intră în raza de acoperire a restaurantelor, așa încât problema aceasta credem noi că este acoperită. Acești asistenți sociali, având, cum spuneam, printre altele și sarcina aceasta de a asigura transportul hranei. Haideți să ascultăm, domnilor miniștri. În ceea ce privește hrana, deci partea de masă caldă, luăm în calcul să fie și alternativa aceasta de hrană diversificată, adică să putem inclusiv partea de alimente să o putem asigura pentru persoanele vârstnice. Eu cred că este foarte important să ne uităm la finalul propunerii noastre, adică la finalul aceste alternative pe care am creat. Am înțeles, domnul ministru. Am înțeles. Alături de persoanele vârstnice și să putem să... E perfect. Domnul ministru, o secundă. Vă rog frumos, domnilor ministri. Avem o doamnă la... Avem și o doamnă... Hai să facem așa în felul încât și vocea Ioanei să se facă auzită. No. Mai ales, atenție. O chestiune de pragmatism. Da, imediat nu punem punct trialogului. Dar Ioana vorbește și în calitatea de fost ministru adjunct la muncă și protecție socială, deci știe și ea foarte bine subiectul. Ioana, te ascult. Cum vezi proiectul și cele două puncte de vedere exprimate și de domnul ministru Boloș și de domnul ministru Budăi? Da, mulțumesc foarte mult. În primul rând, salut inițiativa și este bine că au reușit să găsească o formă prin care să accesăm bani europeni pentru persoanele care în perioada următoare sunt vulnerabile, sunt destule probleme economice și în afara crizei coronavirus, dar criza sanitară accentuă probleme. Acum, cred că dacă se va... De fapt, ar trebui două priorități să fie pentru extinderea acestui proiect. Unul ar fi cel legat de numărul de beneficiari, dacă se poate, nu știu, la anul să creștem numărul de beneficiari, pentru că, așa cum spunea și domnul Budăi, vorbim despre un număr mult mai mare de persoane care se află în această situație. Apoi, a doua chestiune pe care și eu aș recomanda-o este să găsim soluții, mai ales pentru cei din mediul rural, pentru că persoanele care beneficiază de această indemnizație socială sau noi spunem pensie minimă, se regăsesc într-un procent foarte, foarte ridicat în mediul rural. Și acolo nu există totuși nici restaurante, nici alte să zicem, operatori economici, unde beneficiarii să poată merge, chiar dacă vorbim despre asistenți sociali care ar putea să ajute cu transportul, totuși nu cred că în mod real... Da, am înțeles, Ioana, oprește-te puțin. Domnul... trebuie să mergem până la Parlament. Am înțeles că premierul este acolo. Știți povestea cu legea carantinării. Premierul o să facă declarație. Să vedem și aproape unul de altul. Nu, ridică mai mult. Din Comisia Juridică de la Senat. Le-am transmis mesajul pe care am vrut să-l transmit și anume că este foarte important ca această lege să fie adoptată. Sper că în urma dezbaterilor extrem de lungi au fost soluționate, să zic, toate punctele divergente și am încredere că în cursul zilei de astăzi va fi aprobată legea de plenul Senatului, urmând să curgă termenul de sesizare și ulterior să fie promulgată de președintele României. Sigur că legea a fost modificată față de proiectul pe care l-am depus. Sigur că sunt puncte de vedere care nu coincid în totalitate. Forma din acest moment este totuși o formă care ne permite să acționăm eficient împotriva
răspândirii virusului și pentru a apăra sănătatea și viața cetățenilor români. Am încredere că în cursul zilei de astăzi vom avea legea care să ne permită să putem să luăm cele mai bune decizii și să avem la dispoziție toate pârghiile pe care le au toate guvernele europene privitoare la combaterea pandemiei. Dacă aveți întrebări. A fost o reticență foarte mare în privința internării obligatorii a celor care nu obțin zone. S-a convenit la un termen de maxim 48 de ore și spuneau cei de la PSD din comisie faptul că niciodată țară europeană nu ar avea o legislație similară prin care pacienții fără simptome să fie internați obligatorii. Se știe foarte bine că în anumite țări răspândirea virusului s-a datorat faptului că fără o analiză medicală și fără o decizie a medicului specialist care să-i transmită pacientului starea sănătății și riscurile asupra stării sănătății, s-a dispus tratarea la domiciliu, răspândindu-se în acest fel virusul către familii, către prieteni și către alte categorii de persoane. Noi am avut și în cadrul procedurii prezente la momentul deciziei Curții Constituționale posibilitatea ca după o perioadă de 5 zile, în urma evaluării medicale, pacienții cu acceptul medicului să poată să se trateze fie într-un alt spațiu în izolare, evident, cum sunt spațiile externe ale spitalelor care au fost realizate în perioada stării de urgență și stării de alertă, fie la domiciliu, dacă există posibilitatea unei izolări reale de membrii familiei. Până la urmă, important este și dacă se ajunge la formula asta, cam 48 de ore să există o evaluare, să se poată contesta această măsură. Este și asta, important este ca atunci când pacientul ia o decizie, să o ia după o evaluare din partea medicului specialist, cunoscând toate riscurile privitoare la decizia pe care o ia. Există astfel de prognoze, dar odată intrată în vigoare această lege, sigur, capacitatea guvernului și autorităților sanitare va fi mai mare pentru a putea implementa regulile. Gândiți-vă că noi am avut o perioadă în care nu am putut dispune izolarea la domiciliu pentru persoanele, de exemplu, care au intrat în contact cu persoane infectate. Am avut persoane care au fost diagnosticate, care s-au externat din spital înainte de a se vindeca și asupra cărora n-am putut dispune măsura de izolare, ori aceste situații, evident, au mărit riscul de răspândire a virusului. Odată cu intrarea în vigoare a legii, sigur, vom avea la dispoziție instrumentele necesare pentru a lupta eficient împotriva răspândirii virusului. Numai puțin. Eu cred că marea majoritate a cetățenilor nu vor apela la instanțe pentru decizii normale și firești. Atunci când o persoană cu care a intrat în contact este diagnosticată ca fiind pozitiv, se dispune măsura izolării, nu cred că o să fie foarte mulți români care să atace, pentru că măsura izolării este de fapt o măsură care păzește restul societății, pe ceilalți cetățeni cu care ar putea intra în contact o persoană care este posibil să fie infectată cu virusul. Dar, sigur, asta este decizia curții. În motivarea curții s-a solicitat în mod imperativ ca în lege să fie cuprinse proceduri de atac și, evident, aceste proceduri sunt proceduri care au fost incluse în legea care urmează să fie adoptată. În condițiile în care nu s-ar adopta legea, este clar că riscul de creștere a numărului de infectări există, dar dacă legea se adoptă, cu siguranță vom avea capacitatea de a reduce numărul de îmbolnăviri. Nu
există din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere astăzi, nu există niciun temei, de altfel nu ar fi existat niciun temei de contestare la curte, nici pe proiectul cum l-am gândit noi. Acum, faptul că a fost dezbătut atâta timp în Parlament, cred că au fost eliminate orice posibile chichițe care ar fi putut fi speculate pentru atacarea la Curtea Constituțională. Repet, important este să fie adoptată în cursul zilei de astăzi. Ce s-a întâmplat cu cei pacienți asimptomatici care s-au eliberat, care au fost externate pe proprie răspundere după decizia Constituției? Cu siguranță, autoritățile sanitare vor dispune ca persoanele respective să fie tratate în izolare la domiciliu sau, dacă nu pot să fie tratate în izolare la domiciliu, într-un alt spațiu în care se poate izola până cât să nu pună în pericol membrii familiei sau alți membri ai comunității. Fără a cere o nouă testare pentru aceștia? Cu siguranță că ei până la o nouă testare în care să fie testați negativ, adică să existe un diagnostic că oamenii s-au vindecat, normal că sunt tratați. Iar asta cu asimptomatici, mai puțin simptomatici, mai mult simptomatici, din punctul meu de vedere nu există decât două categorii de oameni. Oameni sănătoși și oameni bolnavi. Întrebarea era dacă legea retroactivă... Faptul că o persoană nu prezintă simptome, asta nu înseamnă că nu transmite virusul și asta nu înseamnă că odată ce este infectat cu virusul, nu se poate dezvolta o formă mai severă de evoluție a bolii. Povestea asta cu asimptomatici, mai puțin simptomatici, mai mult simptomatici, este o chestiune care încearcă să creeze o confuzie suplimentară. Deci există oameni care sunt sănătoși și oameni care au acest virus și care sunt bolnavi și care transmit virusul și oricând sunt în pericol ca sănătatea lor să fie afectată de evoluția virusului. Sistemul sanitar, așa cum ați văzut și în perioada stării de urgență și în starea de alertă, este un sistem care a făcut față solicitărilor de tratare. Avem pregătite planuri de măsuri. Oricând domnul ministru Tătaru, dacă doriți, vă poate prezenta diferitele măsuri pe care le avem pentru a face față oricărei situații. Sigur, până la o limită. Că... Din ceea ce știu, da, în forma actuală și chiar avem nevoie. Ce se întâmplă? Ați văzut, numărul de cazuri nu este constant distribuit pe județe sau pe localități. Dacă ai un număr mai mare de cazuri și nu mai ai medici efectiv care să trateze, ai nevoie de completarea personalului medical. Nu poți face completarea personalului medical pe prevederea legii 55, care pentru detașare a impus acordul persoanei detașate și acordul șefului persoanei detașate. În practică, chiar și atunci când am găsit cadre medicale care doreau să accepte detașarea, a existat o respingere sau un refuz de acord din partea șefilor cadrelor medicale respective, întotdeauna fundamentat. Chiar avem nevoie de această pârghie de a putea apela la cadre medicale acolo unde apar incendii, acolo unde există o creștere semnificată a numărului de cazuri, pentru că este mai ușor să detașezi un cadru medical decât să începem să transportăm cu elicopterul sau cu salvările, să mutăm pacienți din Prahova, să-i mutăm în Buzău sau să mutăm pacienți din Brașov, să-i mutăm la Covasna sau la Târgu Mureș. Legea 55 a prevăzut amenziile pentru nerespectarea regulilor care sunt incluse în legea 55. Noi am dat amenzi. Aveți rapoartele zilnice ale Ministerului de Interne și ale celorlalte autorități care au drept de control privitor la măsurile de protecție sanitară a cetățenilor. S-au dat constant astfel de amenzi, s-au dat sancțiuni și de altă natură, suspendări de autorizații, închideri de activități acolo unde au fost încălcări flagrante ale regulilor de protecție sanitară. Cei care nu respectă aceste reguli de izolare sau de carantină vor fi în continuare verificați de DSP și organele de control? Sigur că da. Sigur că da. Avem capacitatea...
această verificare, de altfel am solicitat domnului ministru de interne, chiar în condițiile în care erau persoane care erau izolate, să se deplaseze și să încerce să convingă oamenii că este important să rămână în izolare ca să nu pună în pericol pe alții. Sigur, n-am mai putut să dispunem măsurile de sancționare în cazul în care oamenii refuzau să stea în izolare. Îmi cer scuze, dar avem ședință de guvern. Am avut o discuție cu domnul președinte Kazanciuc. I-am explicat că avem ședință de guvern în care avem mai multe măsuri din pachetul de relansare economică reclădit în România și m-a derobat de răspunderea de a fi prezent la dezbaterile în plen. Toate deciziile pe care le-am luat, indiferent că au fost hotărâri de guvern, ordine de ministru, le-am luat în baza legii. Ordonanța 1, aprobată prin lege, ordonanța 11, ordonanța 21, aprobată prin lege, au existat ca legi de aprobare ale unor ordonanțe de urgență. Noi n-am luat nicio decizie pentru care să nu fie avut bază legală în toată această perioadă. Uitați-vă și verificați că toate actele administrative, toate actele normative de rang secund au avut la bază prevederi legale. Faptul că aceste prevederi legale au fost considerate neconstituționale, noi nu aveam de unde să știm la data respectivă că emitem ordine de ministru, hotărâri de guvern sau alte acte normative și administrative în baza unor legi care au fost considerate neconstituționale. De altfel, declanșarea controlului de constituționalitate, în mod evident, a fost o declanșare a controlului de neconstituționalitate într-un moment total nepotrivit și, din păcate, are efecte negative asupra sănătății publice. Tot acest timp, în toate aceste zile care s-au spus de la decizia curții, oamenii care s-au externat s-au întors în stare foarte gravă, iar unii dintre ei au fost și decedat. Cine își asumă toate aceste tragedii? Bună întrebare. Bună întrebare. Bună întrebare. Guvernul își asumă? Cum să-și asume guvernul, care guvernul a dispus toate măsurile care au fost anulate prin decizii ale curții luate la solicitarea avocatului poporului? Eu cred că dreptul la viață și dreptul la sănătate sunt drepturi fundamentale. Dacă nu ești sănătos, nu poți să te bucuri de alte drepturi. Nu poți să te duci la muncă, nu poți să te duci să te distrezi, nu poți să te duci în concediu. Dacă obiectivul nostru fundamental în toată această perioadă a fost să asigurăm dreptul la sănătate și dreptul la viață. N-aș vrea să vă dau exemple despre oameni și fiecare ce a pățit și mulți dintre ei, oameni care erau sceptici în privința virusului și a pericolului virusului. Eu nu-mi doresc ca un român să ajungă să înțeleagă pericolul numai dacă se întâmplă ceva vreunui apropiat, unui membru al familiei și din nou transmit din nou mesajul ăsta. Atunci când ești neglijent, când nu respecti regulile și risci să te îmbolnăvești, nu risci să te îmbolnăvești numai pe tine. Risci să îmbolnăvești pe toți cei cu care intri în contact. În primul rând pe cei apropiați, membrii familiei, prietenii, colegii de birou. Responsabilitatea este fundamentală în această perioadă. M-am uitat și în alte țări. Aici este vorba și de comportamente. Sunt țări în care nu există această apropiere. Oamenii nu mai dau mâna, oamenii nu se mai îmbrățișează, nu se mai pupă. Au o formă, chiar dacă păstrează aceleași sentimente, nu mai au forma de manifestare, să spun, a efuziunii afective și a apropierii. Păstrează distanța fizică, evită inclusiv atunci când se intersectează pe stradă, păstrează oarecare distanță în momentul intersecției. Când vorbesc, nu vorbesc spre fața interlocutorului de la un metru, ci păstrează cât de cât o distanță sau vorbesc oarecum în altă parte și poartă măști. Astea sunt lucruri firești, lucruri normale pe care trebuie să le învățăm. E adevărat că noi suntem un popor cald, suntem un popor latin, un popor care are forme de manifestare a prieteniei, a afecțiunii față de apropiați, mult mai calde și mai apropiate. Dar o perioadă, cât este această epidemie care pune în pericol viața fiecăruia, trebuie să ne dezobișnuim să ne manifestăm în acest fel. Mulțumesc, fug la guvern. Ultima. Suntem în analiză. Deocamdată așteptăm adoptarea legii.
După adoptarea legii, vom reintroduce în hotărârea de guvern de prelungire a stării de alertă măsurile pentru care n-am mai avut baza legală și vom analiza la momentul respectiv alte măsuri, dar, repet, nu ne dorim să impunem nicio nouă restricție. Ca să putem să facem lucrul ăsta, avem nevoie de cooperarea fiecărui român și de responsabilitatea fiecărui român. Mulțumesc!